Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CNAIR, au semnat astăzi trei contracte pentru realizarea drumului expres Craiova-Pitești, la aproape 2 ani de la inițierea proiectului. Cele trei contracte semnate astăzi însumează în total 57,5 km din totalul de 120 de km cât va avea drumul. Valoarea totală a celor trei contracte este de 1,8 miliarde de lei fără TVA, aproximativ 385 de milioane de euro, iar sursa de finanțare o reprezintă fondurile europene nerambursabile. Tronsonul 1 este de 17,7 km și are ca punct de început desprinderea din varianta de ocolire nord a municipiului Craiova, unde este prevăzut amenajarea unui nod rutier, iar ca punct final, limita județelor Dolj cu Olt. Tronsonul 2 de 39,8 km este format din două loturi: varianta de ocolire Balș de 18,5 km și varianta de ocolire Slatina de 21,3 km, care au și rolul de a decongestiona traficul pe raza celor două orașe. Durata de realizare a acestor contracte este de 36 de luni, din care 2 luni pentru activitatea de proiectare și 24 de luni pentru execuția lucrărilor. Perioada de garanție va fi de 7 ani. Tronsoanele 3 și 4 ale drumului sunt blocate deocamdată în instanță.